Cele mai multe dintre accidente s-au petrecut din cauza vitezei, dar și din cauza neatenției pietonilor, care, cel mai probabil, cred că au drepturi depline asupra trecerilor de pietoni. De ce trebuie să aibă grijă șoferii și ce recomandări sunt în acest sens, aflăm în cele ce urmează. De la începutul acestui an, în perioada 1-5 ianuarie 2016, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 9 accidente rutiere, soldate cu 12 persoane rănite ușor, dar din păcate și cu 2 persoane decedate. Majoritatea accidentelor rutiere s-au produs pe fondul vitezei excesive, dar și din cauza lipsei disciplinei pietonale, numai puțin de 3 pietoni fiind implicați în evenimente rutiere, din păcate unul dintre pietoni care se deplasa sinuos pe suprafața carosabilă, decedând în urma impactului cu un autovehicul. Un ultim accident rutier grav s-a produs și aseară, când o persoană a decedat în urma coliziunii între două vehicule. În aceste condiții, atragem atenția participanților la trafic să reducă viteza de deplasare până la limita evitării oricărui pericol și, bineînțeles, să-și echipeze vehiculele cu anvelope de iarnă și cu toate celelalte lucruri care trebuie să existe la bordul lor pentru circulația în condiții de iarnă. De asemenea, atragem încă o dată atenția și cu privire la posibilitatea ca pe unele porțiuni de carosabil să se producă și să se instaleze polei, ceea ce, bineînțeles, îngreunează circulația și crește riscul de accident rutier.